Schimbarea în binea unei societăți începe cu pași mici făcuți de fiecare dintre noi. Cu această motivație, mai mulți tineri voluntari veniți din toate colțurile Europei au ajuns și în România, mai exact în orașul Mărășești. Își vor petrece acolo următorul an, timp în care vor cunoaște oamenii și locurile încărcate cu istorie. La finalul proiectului vor realiza un film și o carte despre experiența trăită în țara noastră. An de an, Asociația Voluntari pentru Viață reușește să aducă în comunitatea de la Mărășești tineri entuziaști și voluntari dornici să contribuie prin acțiunile lor la schimbarea orașului. Și un oraș istoric, un oraș în care noi trăim, în care ne-am născut și sperăm să continuăm să facem aceste lucruri minunate pentru comunitatea noastră. Cine e interesat în mod deosebit? Din ce am observat? Oamenii sunt principalul motiv pentru care ei vin aici, vor să cunoască modelul omului din România, a cetățeanului de Mărășești. În proiect sunt implicați 16 voluntari din Spania, Turcia, Belgia, România, dar și alte țări europene. Timp de un an vor sta în Mărășești, iar la finalul proiectului vor realiza un film și vor scrie o carte despre oamenii care își duc traiul aici și despre evenimentele istorice care au marcat zona în timpul Primului Război Mondial. Deniz este din Turcia și lucrează deja ca editor de imagine al filmului. I like the volunteers and organization and I'm from Istanbul and Mărășești is so small city. I cannot adapt in the beginning but now it's okay everything. Baptist este din Belgia, este pentru prima dată în România și nu știa prea multe despre țara noastră. Acum a descoperit un loc încărcat de istorie. Mărășești has a lot of history behind it. It's a very important place for Romania because if there was not the battle in Mărășești and they didn't win, there wouldn't be the Romania today as we know it. And that's why it should be really implanted as something more important because the town is being let down a little bit, but it's getting to go better. So it's both. So I think it should be promoted because the history behind it and the importance of Mărășești for the Romanian nation. Ludwin vine din Franța, este cameraman și alături de alți doi prieteni va realiza interviuri cu localnicii. I never thought I would go to Romania, actually. And also for the people, in France we don't really know a lot about Romanian culture, about the Romanian people, and I was really glad to see all of that and to see the most generous people I saw is actually in Romania. Asociația Voluntariat pentru Viață s-a înființat în 2012, iar de atunci și până acum peste 200 de voluntari au fost implicați în proiectele de la Mărășești.